Iasmin și Teodor sunt aici martorii mei. A încercat unul să mă facă la buzunare. Uite aici bărcuțele ce frumoase sunt în continuare aliniate. Uite, asta e una mai clasică, așa, mai veche. Uite ce frumos e locul ăsta aici, așa l-a pus, unde aranjează oamenii ăștia ceva eveniment, nu se știe exact ce se va întâmpla. Deci treaba e că marina e privată, frățiorilor, și dacă vrei să vii aici, nu poți. Suntem la plajă, la plaja Blanca. E o promoție. Nu. Oh, dar ce păcat că nu prea sunt oameni. Nu știu ce să zic. Unde e plaja de nudiști? Unde e? Salutare, oameni buni și frumoși, suntem la plajă, la plaja Blanca, cum s-ar spune aici în stă. Tranquila, dar mai încolo este și plaja Blanca. Ne-am cazat acum la o casă locală oarecum, unde acoperișul arată cam așa, e ceva super basic. Aici Alex alături de Iasmin este acolo și de Teodor. Vă rugăm să ne scuzați trupurile dezgolite. Nu eram pregătiți pentru sezonul estival acum în plină iarnă, însă ne prezentăm și noi așa cum putem. Alături de noi avem, se aude ceva pe fundal, o să vă arăt imediat. Haideți să vă arăt unde încă ne-am cazat prima oară și după aceea să vă arăt și cum arată aici zona. Hola, hola, Romania, say hello, hola, hola. Aici sunt gazdele noastre drage, care sunt super simpatice. Și așa arată cazarea noastră, respectiv este o cameră unde vom împărți camera cu dragul nostru Teodor, de ce zice patul copilului, patul adulților, acoperișul, și cam au înțeles că noaptea uneori mai și cade frunză din el, cam așa ceva, și o baie, deci totul este super duper back to basics, adică aici, ca să vă dați seama, acolo ce se vede găurica aia mică și albă, este canalizarea, cam așa, unde avem curent, acum ziua ghiciște, iată, aprindem. Surpriză, curentul merge doar noaptea pe bază de generator. Nu există altă sursă de lumină, însă partea frumoasă este, ia uitați aici cum ieșim, pababim, pababum, se vede în zare, un pic de apă, un pic de plajă, practic suntem, avem aici rezervația noastră directă. Oh, dar ce păcat că nu prea sunt oameni, nu știu ce să zic. E cam pustiu așa. Noi, o doamnă cu un copil și un câine. Și mai sunt niște doamne aici care vin să-ți facă masaj. Acolo, hola, hola. Hola, deci ei, practic nu contează că le zici că vrei sau nu vrei ceva, ei se opresc. Acolo în zare este o barcă, o petrecere în desfășurare și abia așteptăm să vedem cum se prezintă apusul. Da, deci cam aici o să zăbovim, avem și micul dejun inclus de dimineață, o să vă arătăm mai multe. Plaja, hai să vă arăt un pic și plaja așa în zare cum este, pentru că poate vă gândiți să veniți în zona asta. Deci Playa Blanca este în acea direcție unde este destul de plin de turiști pe acolo. Ne-am venit și am trecut prin zonă și era destul de aglomerat. Cățelul ăsta e super simpatic. Ți-vă, bă! Și încolo stațiunea continuă. Dar v-am zis, nouă asta ne place, că aici este foarte liniște. E pustiu, e bine, ne place. Cam așa, cam așa. O să mergem mai încolo, să vedem și un apus, bem și un cocktail, ce să mai... Deci, va fi un vlog astăzi, un vlog aici de pe malul mării, un vlog cu liniște și pace. Ne bucurăm tare mult de tot ceea ce ne înconjoară, dar a trebuit să ne și tragem la răcoare, pentru că, e mucho caliente, ne frige un pic așa soarele, ne-am dat și cu creme, dar e bine. Iasmin, tu de ce consum bateria, de exemplu? Ce? Dăm puțin microfon. Ia.
Am dat tranzit. Voiam să spun că la review lumea zice că sellerii de aici te hărțuiesc foarte rău și okay. să fii pregătit okay. și că e o schemă cu scoica, îți dau o scoică în mână okay. și zic că e cadou pentru tine și okay. că și după ce o mănânci te hărțuiesc până le dai o grămadă de bani ce și nu scapi de ei. Au trecut și noi pe lângă unii oameni cu scoicile. Scoici? Da, oyster. Și trec okay. pe lângă și zic că e cadou, ia, e un cadou și mă rog. Oh. Dar și că te hărțuiesc în continuu sellerii. Dar poate avem noroc, eu vreau Cocoloco. Întrerupem transmisiunea de la mine că eu caut pe net Cocoloco. Deci ați văzut, e cu transmisiune pe bază de microfon, nu mai avem haine pe care să ne ținem microfonele și atunci facem transmisiune. Domnul Teodor, ceva gânduri la ceva gânduri acasă, la Bacău? Ziceți ceva gânduri pentru Bacău? N-avem. Da? Nu? Nitucat. Deci, fără gânduri acasă, pe vremuri se trimiteau scrisori, aici e fără scrisori, ok, am înțeles. Mă, dar cum arată locul ăsta? Hola. Catri? Momento. Momento. Pensamos. Okay. El lo del coco, si se lo voy preparando. Ah, sí. Okay. Coco loco, sí, gracias. Auzi cum pensa asta de cau cu cuvert? Mamă, uite cum vine omul cu... Mamă, ia uite cum se duce cu ăsta. Am căscut aici, pe masă. Bă, e scenă de film ce e aici, bă, frate. Mamă, și-a tăiat și un deget omul ăla. No hablo, no hablo español. Masaj. Tu esposa. Le face no. Sí. No me responde así. Me esposo. Dos enamorados. A fost telenovelas, telenovelas. Telenovelas. No, trío, trío, amiga trío. No, no, amiga trío. Yo también lo vi como que no. Aquí en Colombia, Lery, aquí en Colombia, tres todo normal. Tres es normal, pues. Sí, sí, fuera una mujer, pero un hombre como él, no. Amigo, ahí sí. Eso dolió. En Colombia todo es posible. Mucho swinger, swinger. Swinger. Swinger quiere decir. Aquí, donde se queda por votar, muchos sitios swing, donde van parejas que tienen relaciones. Grupos de swing. Ya usted, Teodoro, te duchen los grupos de swing. Mucho, frate. En Bogotá. En Bogotá. Hombre con, eso, hombre con hombre, mujer con mujer. De hecho, este conte no va a petro premio. Hombre con mujer, o... Sí, sí. Todos contra todos. Todos contra... Y un fel de rațele și punătorii. ¿Tú te vas también? No, es secreto. Otro principio, mi familia. Sí. Ai văzut, Yasmin, răspuns, te așteptai să zică că da. No, normal. Allá playa nudista. Oh, plaja de nudista. Să mergem și noi. Unde, unde e plaja de nudista? Unde e? Allá de Camerún, unde? Allá. Ah. La playita que se ve allá. Oh, zare. Ia zi, Teodore, mergem la plaja de nudiști? Te ține? Dacă îmi place deja. No, pero yo promoción. Promoción. No, no, no. Promoción. E tot azi zice nu, dar nu-ți poate. Mira, oh, relájate, no. Relájate. No, bien, muy bien. ¿Quién lleva hoy, verdad? Amigo, está bien, ¿quién lleva? Sí. Es bien, bien, gracias. Tengo dos y un pañuelo de dinero, se relaja. No, no dinero. No hay no. No tengo trabajo ahí. ¿Cómo? No, pero no es con los chubas. No es un buen partener. Bueno, no tienes dinero, no tengo. No. No trabajo. Ya sí tiene dinero. Ay, carajo. Yo estoy inteligente con él.
Bă, dar nu mai am bani, mă, n-am bani, zic că n-am bani. Deci întreabă. E, vezi, vezi promoții. Vezi, dai ceva. No, e bien, gracias. Muy bien, muy bien. Relax. Relax. Nu-ți place, nu plătești. Mucha atención, mira. Ah, sí. Pero que él busca trabajo. Tensionado. Ajá. ¡Oh! Mamá, todo el mundo la última. Mamá, ¿cómo está? Es como un una mascota. Jefa, jefa. Hepa. Oh. Oh, e gravă treaba la tine, mă. A luat-o la gâci direct. Gâci, gâci. Mai ce trabajo, nu-i face masaj niciodată. El, a la noche. A la noche me va, voy a... Pero cariñoso. Relajante no. Cariñoso el chico. Gata, mă, bine, zic că gata. Listo, gracias. Zic, fire, listo. Listo. Da, mă, bine, 10 mici, yeah. N-avem. Ok. Tu ai 10 mici. Am doar de 50. Au! Au! Senior! Senior! Ah, nu, 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 nu! Oh my god! Bagă picioarele în apă. E puțin rece acum. Wow! Uite cât de liber e acum, adică wow. Nu e așa multă lume. E așa frumos și uite și că bănuțele astea colorate. Mamă, dar zici că ești în filmele americane. Practic suntem în filmele americane, pentru că noi filmăm și suntem în America. America Latină. Ești un film american, iubire! Mamă, ce frumos e! Hei, vezi! Cum ia apa? E extraordinar! Dorm aici, au plecat toate bărcile. Încă mai au câteva bărci, cred că de plecat. Da, dar rămâi cam tu și bășinașii. Și câțiva localnici care rămân să dormă aici, dar multe lume vine aici în tururi. Cel mai mișto la apus și la răsărit ai plaja. Uite pentru tine. Uite acolo să-ți ia apusul. Și omul ăsta face curat, ești copil? În continuu. În continuu, în continuu. Mamă, deși aici de la mine. Păi și da, Tranqui, tranqui. Tranqui. Tranquila. N-ai filmat-o pe asta, filmează-o pe... Relax, stai la playa. Filmează aici cu ele. Playa aqui, noi tranquila. Relax, playa. Mi-amintesc când am mers în Copangana atunci pe plajă și cântau oamenii ăla apus și eu m-am băgat în apă și era atât de caldă apa și am început să not către soare și era apusul și notam și era așa caldă și nu era nimeni în apă și mă îndepărtam de muzică, se auzea din ce în ce mai încet, din ce în ce mai încet, din ce în ce mai încet și m-am relaxat super, super mult. Mamă, cum s-a lăsat soarele ăsta. Dar vezi că nu poți să intru prea mult. Iasmin, tocmai ce zicea, că la noi e mult mai mișto plaja, pentru că acolo sunt mai puține pietre și mai mult nisip. Aici sunt mai multe pietre. Da, cam așa arată treaba. În curând o să încetăm aici cu transmisiunea, pentru că se va lăsa noaptea și noi noaptea de obicei nu stăm pe străzi. Avem o regulă, dar poate mai prindem ceva cadre când mâncăm. Mamă, ce miște!
cabanele astea colorate. Hai să mergem până la cazarea aia, unde a zis că e. Că a zis că nu e fix aici lângă aici, e barul de la Dăunzar. Și cazarea a zis că nu e prima, nu e a doua, ci a treia. Mamă, să vezi aici să fie ceva și mai bombă decât ce am văzut. Păi, unde stăm noi, deci aici e mai ieftin cu 50 de euro de când stăm noi. Cu 50 de euro mai ieftin aici. FML. Mamă, cât e cald de apă, adică în apă către mine e mai cald în apă decât afară acum. Deci acum afară cred că e gen 27 de grade și apa are 29 de grade, ceva de genul ăsta. Mamă. Dar uite cum se pozează ăștia pe scara asta, de ce face treaba asta? Aici o fi? Aici. Dar zi-mi de ce face poză pe scara. Ăsta colorat e. Vai de... Cum arată? Ăsta e The Wizard. Mama mea. Aici avem. Uite câte astea au comparativ cu al nostru. Asta are un două rupte. De stat al nostru are unul și restul sunt rupte. Ai de mama mea. Și cazările sunt acolo sus și ai vedere către mare tot așa. Ok, deci știm unde venim, da? Plus ai și terasa aia de sus. Bun, păi gata, e clar. Da. Ia uite, ia, poze aici. Uite aici, Iasmin, ce business mai poți face. Ăla pare cam neprofesionist așa. Nu prea are vreun, nu prea pare un da, profesionist. Da, dar are scară. Și uite, bar cum am găsit și mie la, cum se numea? Mujeres. Da! De am găsit barul ăla așa în leagăne, de stătea da, la bar da. Și ne legănam. Da, are da. Mamă, dar vezi că se lasă soarele, hai să le limităm și pe Teodor, că el... Te vezi? Și uite și-a pus un... Ia, mi-a mort! Mi-a mort, Mira! Hai să-i arătăm și Teodor a pus. Bă, uite ce că ții în spate, ai văzut? Uite-te la... N-are cum. Iasmin, uite-te un pic încolo. Ce că ții. Cățeluși micuți? Oh da. Și te-am întâlnit cu băiatul ăla care face cu pixurile, șmecheria. Cred că și acum legenda spune că... Povestește-ne puțin. Care e șmecheria cu băiatul cu pixurile? Mi-a zis pe Calea Victoriei, vă recomand. Și dacă întâlniți pe omul cu pixul... Cum e omul cu pixul? Ascultați povestea și nu cu fără pix. O să încheie aici transmisiunea. Spune dacă oamenii vor să mai vadă așa ceva în viitor, ce trebuie să facă. Behind asta practic e o zi în care noi nu filmăm de obicei, dar am filmat ca să vă arătăm cum suntem noi în viața de zi cu zi. Dar asta a ieșit. În fiecare zi chiar așa. Da? În Caraibe, na, așa suntem. Atât s-a putut, atât s-a făcut. Mâncăm nucă de cucos, bem și noi alcool că e weekend, dansăm și notăm în Caraibe. Deci, dacă vreți să plătiți subscripția lunară și veți avea acces la clipurile astea, doar voi care plătiți subscripția asta, vă mulțumim și vă pupăm! Să zburăm de aici, din Columbia, înspre Ghicici. Unde? Haideți că vă spun repede să nu lungim așteptarea. Mergem înspre Panama. Deci acest Panama e un stat mai bogat, unde te lasă să intri mai greu. Și ne-a răpit și pașapoarte. Și nu te acceptă în țară, compania e amendată cu 5.000 de dolari. Și trebuie să te și zboare înapoi. Ce a zis doamna? Deci m-a chemat când vorbea cu autoritățile și